nimeni dintre noi nu poate fi vreodată nostalgic după ceea ce a însemnat regimul criminal și totalitar comunist. Nimeni nu poate regreta pe dictatorul Nicolae Ceaușescu, cel care tuturor ne dăduse ca principale elemente vizibile la nivelul populației României frica, frica de securitate, frica de represiune, frica de a vorbi liber, frica de a te închina, frica de a spune ceea ce crezi, frica de a-ți asuma ceea ce ești, foamea în virtutea ideilor neostaliniste specifice regimului comunist din anii 80, frigul, toate aceste lucruri au fost gândite în perspectiva unei autarhii comuniste care combină cel mai toxic totalitarism al extremei stângii post-staliniste cu o serie de idei ultranaționaliste. Nimeni nu mai poate fi nostalgic după regimul acesta cumplit, pe care l-am îndurat cu toți. Și astăzi noi trebuie să ne amintim, să nu uităm niciodată ce a însemnat comunismul, să nu uităm niciodată ceea ce a însemnat teroarea acelui regim instalat în România prin forța brută a armatei sovietice și prin agresiunea directă a Rusiei sovietice. Să nu uităm niciodată pe eroii și martirii care s-au jertfit luptând împotriva comunismului. Iar noi, cei care suntem astăzi aici, iar datorită eroilor din decembrie 1989, avem onoarea de a fi deputați și senatori ai României, noi trebuie să ne plecăm capetele în fața acestor eroi și martiri care fac cinste României. Eroi și martiri care ne-au redat libertatea, ne-au redat demnitatea, ne-au dat dreptul la democrație, ne-au salvat din dictatură și totalitarism. Să nu uităm nicio clipă pe cei care s-au jertfit în decembrie 1989. Să nu minimalizăm acest act istoric din decembrie 1989. Și nu în ultimul rând să avem grijă ca memoria istorică a Revoluției din decembrie 1989 să fie păstrată peste generații. Să avem grijă ca numele eroilor martiri din decembrie 1989 vor fi amintite, pomenite și comemorate peste ani și ani. Glorie eroilor și veșnică pomenire tuturor celor care s-au jertfit pentru liberarea României de comunism în anul 1989. Să nu uităm niciodată și nu uitați întotdeauna, jos comunismul, trăiască libertatea! Revoluția din decembrie 1989 reprezintă un punct de căpătâi pentru România de astăzi. Nimic din toate darurile pe care le avem astăzi, de care ne bucurăm, libertatea expresiei, libertatea cuvântului, bunăstare materială, dreptul de a gândi cu mintea noastră și de a ne exprima în pofida oricăror restrângeri ar putea o entitate statală să acționeze asupra ideilor și valorilor noastre, faptul că am reușit să devenim partea NATO și a Uniunii Europene, toate aceste lucruri se datorează jertfei din decembrie 1989. Ceea ce s-a întâmplat în la Timișoara, încă din 15, 16, apoi 17, în 20 decembrie Timișoara devine primul oraș liber al României, apoi la București și în restul României, odată cu mitingul dictatorului Ceaușescu din 21, cu ziua de 22 decembrie, prima zi a libertății României după 45 de ani aproape de regim totalitar comunist, toate aceste lucruri sunt cheia de boltă a realităților contemporane.